În urma apariției în spațiul public a unor imagini în care apare o pisică introdusă într-un vas de toaletă, polițiștii în cadrul postului de poliție Aegea s-au autosesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii de rănire sau schingiuire a animalelor, faptă prevăzută de legea 215/2004. În urma verificărilor a fost identificată persoana care ar fi maltratat pisica, fiind vorba despre un adolescent în vârstă de 14 ani din comuna Agigea. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală. La prima vedere, pisica se află în afara oricărui pericol. Aceasta a fost încredințată mamei minorului, urmând a fi dusă la un consult de specialitate la un veterinar.